Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Mafia 1. Astăzi o să ne continuăm aventura pe Mafia 1. Nu știu exact cum se cheamă misiunea. Molotov Party mi se pare că se cheamă misiunea. Haideți să ne ducem și noi să vedem în ce distracție o să ne băgăm de data asta. De asemenea, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe în caz că vă place Mafia 1 și vreți să mai continuăm. Domnul nostru Allison se joacă Counter. Nu te mai joci ca Counter că dăunează grav sănătății. Bă, ăștia mă bușesc aproape, mă bușesc, nu înțeleg. Da, abia aștept să termin jocul. Am pe orar când să filmez și când să nu. Hai că am dacă e. Da, abia aștept să termin jocul și să am o serie completă pe canal. Mă duc acum la misiune. Să facem misiunea foarte, foarte rapid. Cu hârdăraia asta de mașină. Momentan avem hârdăraia asta de mașină. Dar o să ne putem achiziționa mașini mai faine. Asta semnalizează dreapta. Cred că acolo lăsa mașina, nebunul. Semnalizează dreapta și face stânga. Ca handicapatul. Da. Bă, dar e departe zona. Ok, o să ne ia poliția. Pare rău, nu am timp să opresc la poliție. Trebuie să merg cu viteză. Dacă nu merg cu viteză, pur și simplu nu trage mașina la deal. Da, cred că o să-i fentez puțin pe aici. Pe nenea ăștia polițiști. O să încerc să-i fentez. Hai mă, că nu sunt în stare să mergeți pe unde merg eu. 100 la mie. Uite, merg și pe aici. Și o să scap de ei, stați liniștiți. Că doar cine este nebun să oprească la nebunii ăștia de polițiști? Și uite, stau aici până între cătușele. Ok, nu te duc în apă. Da, trebuie să stau aici până între cătușele. Bă, este un frig afară. Cred că vine iarna, sincer, de pe acum. În Transfăgărășan deja a nins. Și nu știu ce are de gând să fac în continuare vremea asta stupidă. Dar nu o văd cam bine. Trebuie să facem o manevră. Așa, manevra în zigzag. Mașina asta nu e în stare să tragă la asemenea pantă. Ia. Gata. Ia că merge acum. Hai mă că merge, mă. Ce vorbești? Deci că avem mașină de curse. Aia că nu mai avem mult. Faza este că îmi iau mult timp să filmez Mafia. Fiindcă ai multe drumuri de făcut. Deci la videoclipul pe care l-am postat pe canal, primul videoclip, poliția. Cred că a durat o oră și ceva. Fiindcă am și repetat misiunile. Din cauza că jocul este frecat și na, trebuie să le faci de la capăt. Dar asta nu mă împiedică să fac toate misiunile. Fiindcă îmi dă o stare de bine când joc Mafia. Fiindcă mi-aduc aminte de copilărie. Și momentul în care dădeam în unitate efectiv. Dădeam pumni în unitate. Bum, bum, bum. Și ajunge. Dați-vă naiba. Ok, trebuie să distrug niște mașini. Gata, domnul. Aparent nu mai suntem taximetriști. Suntem mafioți. Știu că trebuie să distrug niște mașini pe aici. Nenea ăla o să tragă cu pistolul dacă o să trec prin fața lui. Așa că cred că este o metodă pe aici. Prin spate. F. A, de click dreapta. Ok. Și futem o bâtă peste cap. Avea și pistol, mi se pare. A, bă, mă ia poliția. Mă ia poliția, mă. Că l-am bătut pe nemernicul ăsta.
Ce mă, ce vreți? Ia uite și tu. Ia uite și tu, ce polițiști proști. Ia, ne, ne la ei. Bă, dar sunteți prea proști, mă, pentru secolul ăsta. Ok, gata, s-au dat jos de mașină. Vă dau molotov, să mă bată mama de nu vă dau molotov. Vă dau molotov fix în cur. Du-te naiba că mă aleargă polițistul cu fluierul. Fluierul de arbitru. Hai mă, vină cu acea. Îți fut-o... O, asta peste față, o bătă peste față de nici nu te vezi. Unde ești, mă? Dai, dai cu pistolul. Du-te naiba. Unde este pistolul? Aha. Și cum îl iau? Aha, click dreapta. Ok, gata. Am înțeles. Acum hai să batem mașinile astea până le sar capacele. Mi-a dat 9! Mi-a dat pur și simplu 9 și m-a omorât. Retry. Apoi. Ok, we're here. Don't go through the front. Find another. Dă-i, mă, dă-i, sparge-i tot. Bine măcar că se sparg geamurile. În GTA 3 nu se sparg parcă, mi se pare că. Ok. Ultima. I-am strâmbat acoperișul. Mult damage am mai dat. Dă-i mă foto în gură de mașină. Dar de ce nu o duceți mă la mecanice? Vă elene? E, na. Dacă nu ați vrut să-mi o dați mie, na de aici. Na de aici. Să vă să învățați minte. Să vă învățați minte. Nemernicilor, gata. Return to Salier. Acum. Ne ducem la Salier. Să-i spunem că ne-am făcut datoria de maieștri. Extraordinară misiune. Zici că e Dacia 1310 cum pornește. Ok. Hai înapoi acum. A mers atâția kilometri ca să ce? Ca să distrug niște mașini. Foarte interesant. Ok. Da, da, eu trebuia să o iau pe aici. Facem și drifturi cu mașina asta. Te pui cu ce te încurci. Ok, acum la dreapta. Efectiv, la dreapta trebuie să o iau. Bine. Și sper să urce panta. Hai, hai cu trăsioara până-n deal la mărioara. Avem și lumini. I-am tăiat fața la pompieri. Dar nu contează asta. Pompierii sunt foarte folositori când vine vorba de incendii. Dar nu și de mafie. Parcă mai repede am ajuns la bar decât când ne-am dus încolo. Cred că mi s-a părut, dar sunt sigur că așa a fost. Ok, interesant, interesant. Babysitter. O luăm pe aici, ca întotdeauna. Sper că nu m-a văzut. Poliția nu m-a văzut. Și ne continuăm aventura. Aventura, dragă, aventura. Aia. Nu-i problema acum că te lovesc. Ok, dragă, am ajuns. Ok, am ajuns de unde am plecat. Iar acum mi se pare că trebuie să mă duc pe aici, nu? Exact. Molotov party. Este muzică? Nu este muzică. Wonderful. Take a seat. It all went well. Sure, boss, he's a natural. Before they could say cannolis, they were wheelless. And before they could recover, we were gone. Morello's probably pretty pissed right now. Really?
Really? Glad to hear it. Really? Tough customer. In that case, welcome to the family, Tommy. You've passed the first it's test. It's an honor, sir. And now I've got intrat a new lumea mafioților. I like to take him into the outfit, boss. You can see he ain't scared. Ce cicatrice are asta pe față. He's done real good. You didn't disappoint me, Tommy. Now, let's drink. Thanks. Ia și bea. Ok. S-a adăugat un nou car, o nouă mașină în garaj. Boltace Ford Green. Faină mașină. Ia. Domnul director. Today we're gonna visit a few places to collect some protection money. Aha. Two restaurants and a motel outside of town. Bill at the motel was late last time because he had a few problems. So today he'll pay a little more. You may have heard about how criminals can prey on businesses using various threats. That certainly isn't the case with us. People who pay us receive services, which the police certainly can't provide them with. Ok, ok. Hai la Vicenzio să luăm o armă, aparent. Cine e ăsta? We'll sort this out later, Tommy. Ok. Hai la Vicenzio. Haide. Mergem și noi ca oamenii. Nu mai fugim în birturi. A, cred că ăla este, nu? Ia să vedem. A, uite mă, mașina aia este nouă, nu? E, prietene, Rafi. Nume de câine, ești de bun. E bou ăsta care vorbește aiure. Ok, ia să vedem ce ai nou pentru mine, domnul Rafi. Dar ce cur bombat ai. Deci că ești ca în filmele XXX. Ia, mă învață cum să sparg o mașină acum, cum să o deschid. Bagă cheia în contact și du-te. Gata? It's a piece of cake. Mersi, Rafi. Ok. Furăm și noi mașina. Haideți, domnilor. O, parcă altă viață. Ok. Trebuie să mă duc să iau un pistol de acolo de sus, mi se pare că, sau? Parcă așa mi s-a spus. Extraordinar. Hey, Vincenzo. I need some kind așa, mă, la Vincenzo. Hey, Tom, I think this will do the trick. Ai ceva bun pentru mine, nene? Ia să vedem ce-mi dai tu mie. Ia. Ok, domnul Vincenzo. Numai atât îmi poți da. Un pistol. Hai să luăm arma. Și cam atât, nu? Cred că cam asta a fost. Mi-a dat pur și simplu o armă cu câteva gloanțe în el. Anyway, you're busy, so I won't keep you. Haide, domnul. I won't keep you now, Tom. Păi și cu cine să vorbesc atunci? Tommy? Cred că mai trebuia să vorbesc cu el sau cu Vincenzo. Deci am luat arma și cam acum gen trebuia să mă duc acolo, dar nu contează asta. Ia să vedem. Da. Aie! Haide și tu, dragă. Hai să pornim în aventură. Dar... unde trebuie să mă duc? Ok. Haide în Centerland. Hai, domnilor, să mergem. Mă, te bagi fără să semnalizezi? Cum este posibil așa ceva? Nu ești întreg la căpălie. S-a deschis și un peco. Ok, pe aici. Ok. Și trebuie acolo unde e X-ul albastru. Mă duce mă în aer. Aici. Gata.
Haide să mergem. Trebuie să-l aștept sau merg odată cu el? Ăla fumează mașina. Am tras de F. Așa, după... Ok, ok, ok. Trag toți polițiștii în mine. Trage fratele meu și ajută-mă, apără-mă. Apără-mă de ticăloșii ăștia de polițiști. Apără-mă, mă, de poliție. Ok. Bine. Gata? A luat servieta? Acum așteaptă să vin, nu? Cred că da. Am scăpat de poliție. Haide, urcă. Urcă domnul. Ok. Collect protection money in Hoboken. Iar Hoboken. Hai în Hoboken. Trecem pe roșu, ca de fiecare dată. Hie. Ok, pe aici. Ok, gata. Haide. Iar trebuie să aștept o mașină. Te așteptă mașină, Varu. Ia uite ce fel se duce. Se deschide ușa singură. Sper să nu mă vadă poliția că am parcat pe trotuar. Ai, du-vă naiba. Bineînțeles că nu o să mă vadă. Bar Pompei. Ok, a luat o valiză și a fugit. Înseamnă că nu este de bine. Hai da. Trebuie să-i protejăm pur și simplu banii ăștia. Deci o luăm pe aici. Tot înainte. Ne-a deblocat podul ăla sau? Mi se pare mie. Opa! A pornit trenul. Da, înainte mi se pare că nu puteam să o luăm pe acolo. Cred că ne-a deblocat. Ok, pe aici pe la dreapta. Și acum tot înainte. Cu Dumnezeu înainte, cum s-ar spune. Iar ăsta stă cur în cur. Aha, aici, aici, aici. Ok. Ok, am ajuns. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Ok. Let's go. Ok, stau aici, auzi să fumie și o țigară, să stau la mașină, că nu are rost să mă implic acolo. No smoking. Bă, nu se fumează acolo, nu înțelegi? Dau și-o așa din cap. Păi da. Om normal. Stau și eu liniștit, fumez o țigaretă. Fumez o țigaretă liniștit. Oare câte benzina și motorină aici? Ia! Că se aud niște împușcături. Bă, nu prea mai țin minte... Opa! Shit! Bastards! Opa! Tommy! I took one! Nu prea mai țin minte misiunea. Tell Salieri from here on out this place is ours. Capisce? Man, mă mafioți, capisce? Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam! They want to beat some information out of him. Get him out of there! But I gotta get you to a doctor. Okay, boss. That'll wait. First, get Sam.
Ok. Haide. Hai să-l salvăm pe Seim. Nu pot pe aici. Trebuia să fie ceva pe care pot să mă urc pe la geam. Uite pe aici. What? Am uitat de câinele ăsta nebun. Bă, dar de ce nu mă pot urca? Nu pe aici, mă. Bă, frate, mamă. Mamă, bă, pe unde mă pot urca? Mă, eu țin minte că pe aici. Trebuie să apăs de E. Ok. Eu apăsam pur și simplu de space. Acum vin, domnilor. Hai să ne batem. Aveți tupeu. Aveți tupeu să ne batem. Aveți tupeu să ne batem, a? Haideți, unde sunteți voi? Dai, mă, odată, mă! Ok. Ok. Ok, haide. Unde, de unde trage asta? Nu mai trage, nemernicule. Ok, gata. Am luat un pistol, hai să luăm și asta. Am luat și asta. Ia! Ia că vine asta! Mă duvă, mă, naiba, mă. Ok. Iar acum... Cred că pe aici. Dar acum unde este? A, uite-l mă acolo, mă. Sam, ești bine? Gata. Get up, Sam. It's over. L-am salvat. Really went to work on you, buddy. Let's go. L-am salvat pe Sim. It's nothing. You'll be all right. Doctor will put you back together again. You're tough as nails. Opa. Ia. Yeah. Dar pe ăsta parcă l-am omorât, efectiv. Oh, shit! Sau e altul, mă? Dă-ti, mă, naiba, urâtură. Din prima l-am omorât, gata. Dă-ti, naiba, de urât. Don't move, scumbag, or I'll throw you at home. Come on, just try it. You won't get past me. Sure thing, buddy. Just stay cool, everything's okay. Just go, no problem. Ok. Trebuie să-l urmărim pe ăsta. Hai să-l urmărim. Îl urmăresc. Acum mă duc după el. No problem. Haide. Haide, domn capitan. Ok. Este urmărirea aia genială, nu? Kill the man on the stole your money. Ok, omoară-l pe nemernic și ia-i toți banii. Ia-i banii. Ia-i valiza cu bani. Nu știu cum naiba l-am omorât în trecut. Dar acum fac și-o așa. Cred că o să mai repet de câteva ori misiunea asta. Nu pot să-l omor. Haide, mă. Haide, mașină. Știu că ești mai rapid decât a lui. Haide. Ia de aici.
Nu, hai! Hai dată! Haide! Du-te în aiba, mă! Ia și ăsta. Ok. Ia! Ce se petrece? Fireplay. Ok. Gata? Misiunea. Am luat un pistol. Ok, trebuie să mă duc să vorbesc cu Ralph. Dar pe unde mă? Pe aici. Hai să ne ducem să vorbim cu Ralph. Hey, Ralph. Hey, Ralphie. Ralphie. News about this job? Îmi pare rău că te-am confundat. Sure, Tommy. You need to go to the shoot, Tommy. My friend Bobby works there. Go around back there and along the way is the gatehouse. Gate. Tell Bobby. Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. Then? You just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little. And then you just take it back. Okay. It should be easy enough. But you gotta get it done before 1:15 a.m. when the guard changes, so that nobody knows that somebody drove the motor in the night. There can't even be a scratch on it, and try to avoid the cops. They mustn't catch you. How'll I get there? Okay. Ia să vedem ce are să ne prezinte asta. Da, ne prezintă mașina asta. Foarte frumoasă. Cu cât avansăm în misiuni, cu atât o să ne deblocheze mai multe mașini, cam ăsta e stilul la Mafia. Ce-i, mă? Well, I got something new in. Ain't no big thing to swipe one. Ia-o-ți mâța aia. Watch. You just stick a piece of wire in here and twist it a little and you get inside where you gotta join these two wires. Ok, gata? Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Rafi. Merci, Rafi. Find Bobby. Ok. Doamnelor și domnilor, care mă, asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și bineînțeles că o să ne revedem data viitoare cu un alt episod. Bye, bye.